Salutare, dragi prieteni, Squid Freshman aici. Astăzi, vara asta o să vă arăt cum am scăpat un pește mare. Vă spun de pe acum că l-am scăpat. În mod normal nu v-aș fi arătat chestia asta, dar nu am reușit să pescuiesc anul ăsta. Nu am reușit, nu din cauza că n-am vrut sau că n-am fost, că n-am încercat, dar a fost tulbure mereu. Vedeți? Și acum e tulbure. A început să se limpezească, dar a plouat. Urmează să se tulbure. La amiază se anunță iar ploi. Vedeți, pe acolo mai sunt ceva nori de ploaie. Mâine pauză, poi mâine iar ploi, răspoi mâine și tot așa. Ploi în continuu, deci nu se mai limpezește. Deci nu a fost absolut deloc anul ăsta prutul limpede. Deloc, deloc, deloc. A fost așa mai puțin sălciu când s-au prins teni, s-au mai prins câțiva teni, dar au fost ceva de genul o zi, două când s-a prins, apoi iar s-a tulburat. Deci, incredibil. Știu că s-a prins pește pe baraj sau mai în coadă, unde apa este, nu este atât mai în coadă. Mai în vale, mai în aval, acolo unde intră în baraj, să zicem, dar na, eu n-am fost acolo, am zis că tot am așteptat să se facă bine. Acum mi-am luat o săptămână, a plouat, iar s-a tulburat, am zis că stau, că mai aveam câteva zile, colegul meu trebuie să plece în concediu și el, pleacă pe 15 august, până pe 15 nu cred, acum cât suntem, 3-4, nu cred că se limpezească de la ploile care urmează și pleacă peste 2 săptămâni cel puțin, deci până la sfârșitul lui august și gata, s-a terminat. S-a terminat anul, s-a terminat vara. O să mai încerc în weekenduri, vedem ce o să fie, dar sincer nu am mari speranțe anul acesta. A fost un an bun din punct de vedere al ploilor pentru agricultură, dar pentru... Mamă, crap, a sărit un crap. Fix unde am nădit eu. Mor, mor, și în 2-3 ore urmează să... În 5 ore urmează să vină ploaie. Na, am zis că nu mai are rost să mai încerc. Era un crap mare, mor. Mor de ciudă. Am nădit așa de mult, atât de bine. Păi, de capul meu, am o chestie nouă de făcut porumb, da, o să vă arăt în alt clip. Da. Urmăriți clipul în continuare, vedeți cum am scăpat peștele. Nu uitați de subscribe, de abonare. Ceau, v-am lăsat. O crangă mare. Sau nu? E un pește mare. E un pește foarte mare.
Bun, peste gigant. Păcat că doar să am șanse să duc în malul celălalt. Ok, aici sunt numai copaci. Băi, nu te duc acolo. Simt cringe. Gata. Oh, ce luptă a fost asta. Oh, încă trage. Încă trage, dar e agățat. Că aveam noroc să ducea în partea cealaltă. După cum vedeți, prieteni, am schimbat locul. Dar norocul e același ca de data trecută. Da. Peștele încă este. Dar n-am ce să-l fac. S-a băgat după ceva. Totuși, dacă a venit din față... O să-l las puțin aici. Sper să nu rup asta. Să nu sunt eu cizmele. Vă dați seama ce e aici. Și l-am simțit mare, mare chiar. Bine. N-ai de unde să știi până nu scoți. Da. S-a dezghețat. Nu, nu, nu. Ce să-i fac? Du-te, du-te, pleacă, nu aici. Era mare, mare, mare. S-a dezghețat, a venit în ăsta la alt copac. What the what? Ce să-i fac? Stă pe fund?
Să mă duc în partea aia altă, să schimb unghiul. El se duce așa după crengi, pe acolo unde să-l scot. Și pe aici unde să-l scot. Nici n-am mincioc, n-am... N-am mincioc, n-am nicio șansă. Hai să duc miciocul. Ok. Știți vorba aia când la omul sărac nici boii nu trag. Așa. Când e să nu meargă ceva, nu merge până la capăt. Mi s-a părut că e ten, dar dacă tot l-am văzut că s-a intrat, că a intrat în, la adânc, la copaci, probabil era crap. Știu că aduc minciogul ăla degeaba, dar... Pare că e un loc bun, dar... S-a agățat și în copac. Vezi dacă nu mi se rupe firul din copac. Oh. Oh, trage, trage. Hai mai trage, ce mai faci? Unde ești? Aici. Singura mea șansă e să mă duc pe acolo. Cum naiba scrăcile astea? Doamne fer, oricum nu pot să mă duc pe acolo, cad 100% în apă. E înțepat bine, că dacă nu scăpa până acum, vreo 10 kg tot mi se pare tare. Cum să fac? Hai, capul meu. Aproape sigur cad pe aici. Dacă mi se agață firul din partea asta, mă place. Da, nu, mă duc la vale. Nu, n-am nicio șansă. Nu. Deci voi vedeți câți copaci sunt, da? Acolo, acolo, aici, aici, tot, numai copaci. Dacă voi credeți că este vreo șansă să-l scot, vă înșelați amarnic.
El încă trage beleaua. Cum aș putea să fac? N-am cum să pot. Fain îmi simt. Trage numai tancuri. Ieși de după cracă. Poate își dă drumul plumbul ăla. Cum fac printre ei. Cringe. Măcar să scape peștele. Trebuia să-i fac oare? Să-l trag câte puțin și să-l las să se ducă când l-am prins, nu acum. Mă, nu mai am ce să-i fac. Dacă aș putea să mă duc în partea aia, să ajung acolo pe lemnele alea, ar fi o șansă, că probabil sunt copaci care sunt puși cu rădăcina așa și crengele încolo. Și el cu siguranță s-a dat după o creangă. Eu, dacă copacul e acolo și trag în partea asta, n-am cum să scot, dar dacă mă duc în partea aia, ar trebui să pot face ceva. Obuleții mănâncă puf. Să încerc să mă duc. Dacă ajung acolo, s-ar putea să mă țină. Hai să mă duc, ce am de făcut? Dacă cade în apă, cade în apă. N-ar fi prima oară. Ok. Dacă se rupe asta, am pus-o. Se rupe. Ce, frate, mă mănâncă de nu mai... Mă mănâncă. Ce nu fac eu pentru voi, prieteni? Mi-am lăsat un pic de fier. Ce spin sunt aici. Vine și ploaie, du-te, mă! Du-te! Nu! Ce aș putea să fac eu? Acum?
Cum să ajung eu acolo? Sunteți nebuni? E că nu mi-ați cerut voi să mă uit, da? Stric și textilul dacă îl pișc prea mult. Dar n-am cum să ajung acolo, nu se poate. Singura șansă e să... Nu e nicio șansă, sincer. Nu, no, trebuie să rup, că... Și așa am riscat prea mult. Să iau asta de aici, că... E frică să mă pierd. Da, peștele, trage, trage, mă, trage. Oricum te pupam și zădeam drumul. Of, Doamne! Hai, mai tragi. Cealaltă lansetă suiedă am rupt-o. Am găsit o ruptă, cred că a călcat cineva pe vârf. Cine nu are noroc, n-are. Nu, nu mai am chef. Sunt prea obosit. Mamă, ce trage nebunul. Acum tragi, golanule, acum tragi. Mamă, hai să vă arăt ce luptă a fost aici. Fițar. Ia uitați aici. Coutedul în ce stare este. Și s-a rupt totuși de la cârlig. Asta înseamnă că el era după creangă. Poate ar fi trebuit să-l mai las. A, cred că trebuie să strâng să plec acasă, că n-am chef să mă prindă ploaia. Luptă grea. Foarte grea. A câștigat peștele. Tura asta.